am zis, mai lăsați-mi câțiva ani să lucrez cu ele și după aia pe toate. Armand Goșu a fost deja la mine și le-a inspectat. Frumos! Suntem live. Ok. Bună seara, bine ne-am regăsit la aceste ferestre vorbitoare care scurtează distanțele. Spun despre distanțe pentru că suntem împrăștiați așa pe o bună parte a Cezaru Creisimi, chit că este mai degrabă o metaforă literară decât o realitate, care e acum mai degrabă republicană. Avem un pretext foarte... dita mai text de peste 500 de pagini. Este vorba de romanul lui Oleg Celebran despre care vom vorbi în seara aceasta. O să rog pe Oleg să prezinte invitații, nu înainte de a spune câteva cuvinte. Mi s-a întâmplat, nici nu mai știu ce an, să fiu redactor de carte, în mai multe cazuri, redactor de carte pentru Oleg Celebran. La început au fost cărțile de geopolitică și țin minte că la un moment dat m-a enervat foarte tare că acest tânăr pe atunci geopolitician venea cu foarte multe informații, cu acoperind foarte multe domenii ale activității, doar că scria fără dea critice. Ca și cum noi de mult eram așa, într-o realitate transeuropeană și puteam să scriem față, fără dea critice, dar, nota bene, nu uita niciodată să pună semnele, deci accentele aigu, accent, sau grav sau circumflex la franceză și niciodată nu uita să pună două puncte la u german sau e german. Am avut o discuție foarte serioasă cu coleg, după care mi-a trimis de fiecare dată text impecabil și din punct de vedere al redactării. Mergem puțin mai departe. La un moment dat m-a luat prin surprindere atunci când mi-a pus pe masă romanul Cântecul Mării, pentru că continuând să rămân acel om de carte, acel savant cu deschideri vaste, cu orizonturi geopolitice, intra pe un nou teritoriu. Adevărat că în acel prim roman mai degrabă simțeam miza și știința, savoir-faire a geopoliticianului, dar deja se anunța un scriitor. Adevărat că puțin mai târziu, la câțiva ani de zile, și-a luat revanșa cu brio printr-un roman Voldemar, care mi se pare o realizare majoră din tot ce se scrie la noi în ultimii, zicem, 10 ani. Și nu m-a surprins foarte tare că a continuat acel proiect, pentru că Voldemar deja anunța un serial, o sagă, dacă vreți. În seara asta discutăm despre cel de-al treilea vole, pentru că aș zice că este Cântecul Mării, un fel de Cartea Martei, este Voldemar volumul 2 și acum pe invers cu Alex, care este protagonistul acestui volum. Acum, pentru că ne vedem cu domniile voastre, cu câțiva mă văd pentru prima oară, chit că cunosc din semnătură, l-aș ruga pe Oleg să facă o scurtă prezentare a vorbitorilor. Da, mulțumesc mult, Emil. Sunt trei vorbitori, cum spuneam la începutul, înainte de intrare în direct. Am anumite motive întemeiate de a avea anume acești trei vorbitori. Aneliu Tegabani, o veche prietenă cu care ne cunoaștem deja de mai bine de 20 de ani, cercetătoare, istoric, publicist, dar și istoric literar, pentru că așa a început, cred eu, cariera ei. Pe Aneli am ținut să o am în seara asta alături de noi, nu doar din cauza că este o bună cunoscătoare a Germaniei, a istoriei și a Germaniei și a României, nu doar din cauza că este și istoric literar, ci pentru că a realizat cândva un film despre Peneminde. Locul desfășurării acestui roman, sau mă rog, partea a doua a acestui roman. Dacă nu greșesc, și Aneliu o să ne vorbească despre asta, filmul a fost despre Hermann Oberth, de fapt mai mult, care a fost un punct de pornire pentru plămădirea chipului lui Alex von Randa, și a realizat acel film împreună cu domnul Prunariu, primul cosmonaut român. Cea de-a doua invitată, doamna Otilia Hedeșan, profesor universitar, fost decan al Facultății de Litere a Universității de Vest din Timișoara, care insistă asupra faptului că este antropolog,
dar are și un curs de istoria literaturii sau de literatură și care este o cititoare foarte, foarte atentă. Iarăși vine din ceea ce s-ar chema Ținutul Cezaro Crăiești din Banat și am ținut ca alături de Bucovina și Ardeal să fie și Banatul numai decât în această, în această seară. Banatul e Fruncea. Exact, exact. Și nu în ultimul rând, prietenul și colegul meu Claudiu Florian, directorul Institutului Cultural Român din București, scriitor, laureat al Din Berlin. Am mutat capitala, simplu. Da, da. Scriitor și el laureat al Premiului Uniunii Europene pentru Literatură din 2016, un foarte bun cunoscător al Germaniei, al limbii germane, al istoriei germane. Am o mare admirație pentru el din cauza asta și are, citește cu nu doar cu atenția scriitorului, dar și cu, mă rog, migala istoricului. Asta este, îmi place foarte mult. Deci, din perspectiva lor, o să auzim în această seară o analiză critică, un punct de vedere critic asupra a ceea ce este textul Pe Contrasensului. Eu o să spun, de fapt, ce am vrut eu, ei o să spună ceea ce văd ei, de fapt, din textul, din textul romanului. Le mulțumesc pentru faptul că au acceptat toți trei propunerea mea și sper să fie o discuție interesantă. Și eu. Mă bucur foarte tare că avem câteva repere geografice. O să încep cu un oraș care mi-e drag foarte tare pentru că este orașul în care l-am cunoscut în carne și oasă pe Șerban Foarță, cu care sunt prieten de ani de zile. Și o să rog pe doamna Otilia Hedeșan să înceapă să dea tonul acestei discuții. Vă atrag atenția că putem interveni pe rând dacă avem ceva de replicat, dar sigur că e bine să ne ascultăm cel puțin la început discursului ca să fie un cap coadă. Vă rog frumos. Bună seara, vă spun și eu. Și încep prin a-mi aminti cum am aflat despre primul roman invocat aici, al lui Oleg Serebrean, Cântecul Mării. Primul său cititor care mi-a vorbit despre el e un prieten de-al meu care locuiește la Berlin. Am citit într-o răsuflare, într-o după-amiază, Cântecul Mării în 2018 și am devenit de atunci fan al cărților lui Oleg Serebrean dintr-un motiv care poate părea contrariant. Spre deosebire de felul în care se scrie astăzi în România și în general și în Moldova, Oleg Serebrean scrie cărți ample. Nu se rușinează să povestească dând detalii, uzând de sufletul acesta al povestirii și împingând lucrurile către toate frontierele povestirii. Deci se descrie, sunt aluzii, se recurge la memorie și la introspecție psihologică. Lumea lui nu este una, să spunem, doar metaforică. Există și o asemenea valență metaforică, însă e o lume care povestește despre istorie, despre geopolitică, despre vechiul imperiu, despre generații și familii care au propriile lor istorii. Pe Contrasens m-a intrigat întâi datorită titlului și am citit cu multă, cu multă ardoare și multe sute de pagini până când am găsit pentru prima dată cuvântul contrasens și mă interesează din multiple motive, însă mai întâi și mai întâi pentru că el are o relație foarte interesantă cu celelalte două romane pomenite aici. Ați spus că primul roman este romanul Martei, al doilea lui Voldemar, acesta al lui Alex. Însă, într-un fel sau altul, Pe Contrasens prinde într-un ochi fiecare din celelalte două romane. În primul rând, pentru că
povestea lui Alex, ce a scris în 30 de caiete, la persoana întâi, introspectivă, plină de intimități, este prinsă ca într-o ramă de un început și un final, în care Voldemar, devenit un medic strălucit, care călătorește în sfârșit în lumea liberă, caută acest personaj și îl caută acroșând o amintire. E o mică secvență, sunt câteva rânduri aici, pe contrasens, care rescriu tot așa o jumătate de pagină din Voldemar, clipa în care copilul aflat la bunica sa, Marta, în Cernăuți, rămâne uimit și cumva atras de o fotografie, care este chiar fotografia lui Alex. M-am gândit că, de fapt, acesta e nodul care leagă, unul dintre nodurile pregnante care leagă între ele romanele, personajele, toți trei sunt acolo. Marta, cea care le știe pe toate, Voldemar, cel care caută, Alex, cel care este căutat și în cele din urmă se dezvăluie prin intermediul acestor povestiri ale sale. Mulțumesc foarte tare. Foarte interesantă această idee de cadru, pentru că Oleg folosește acest procedeu și în Voldemar. În Voldemar, la un moment, trimite un fel de link spre Cântecul Mării. Și atunci avem senzația de tubul cu oglinzi care se multiplică la nesfârșit și dau imagini din diferite puncte de vedere. Este și foarte bun. Este un procedeu uzual când un personaj este văzut și de perspectiva proprie, la persoana întâi, dar și prin restrângeri, ori aici avem mai multe restrângeri, pentru că există acest deja serial care se conturează tot mai pregnant. Propun să rămânem încă puțin zicem, pe teritoriul istoriei, înainte de a intra nemijlocit în meseria de scritor, și atunci o să rog pe doamna Anneli Gabani, ca să intre în discuție, vă rog. Da, mulțumesc și salut tuturor. Trebuie să spun că eu sunt deja o veche admiratoare a literaturii lui Oleg Serebrean, după ce bineînțeles că îl admir și adică avem un teren de discuții foarte fertil și în domeniul geopolitic în care acum de asemenea mă aflu și lucrez. Dar trebuie să spun că am avut onoarea și plăcerea să-i prezint cartea Voldemar la Institutul Cultural al lui Claudiu Florian, deci vedeți că acest cerc se închide. Și i-am urmărit, am citit, bineînțeles, și Cântecul Mării și trebuie să spun că, în primul rând, citind în contrasens, m-am simțit ca revenită în familie, adică îi recunosc pe toți, bineînțeles, din alte perspective, la alte vârste, în alte locuri, unde am mai fost, dar în cu totul alte ipostaze. Deci este un sentiment de déjà vu, de déjà connu, pe de o parte, pe de altă parte, plin de surprize. În al doilea rând, am observat o dezvoltare în iscusința scriturii, dacă îmi pot permite așa o evaluare, mai ales că Oleg a reușit după Cântecul Mării, în care dădea foarte multe explicații istorice și geografice la subsol, ceea ce la un roman beletristic este oarecum neuzitat, dar pe de altă parte, gândindu-te la problemele pe care le creezi cititorilor, e foarte bine să le dai astfel de informații. Dar între timp trebuie să spun că la această a treia carte sunt uimită și încântată de
iscusința de meșteșugul scriitorului. Și regret că n-am avut timpul acum să aștept toate lucrurile astea pe hârtie și să-mi organizez bine gândurile și senzațiile, dar trebuie să spun că construcția acestei cărți este deosebit de iscusită. Se desfășoară, în primul rând, în contrasens, mi se pare, și chiar și construcția cărții în sine, adică Voldemar ajunge la Berlin, doctor la Charité, la Marele Spital Berlinez, și în căutarea unchiului pierdut, ca să spun așa, și în căutarea, într-un fel, și a eului său pierdut sau, în orice caz, necunoscut. Latent, da. Descoperă, de fapt, aceste, adică mergând pas cu pas și cunoscând persoane pe care după aceea numai le recunoaștem la spre sfârșitul cărții, descoperă și primește aceste epistole. Iar după aceea noi facem, de fapt, drumul tot a rebours și, într-un fel, în contrasens biografic, pentru că în acele scrisori ajungem la începutul începuturilor lui Alex și la începutul tuturor întâmplărilor și avatarurilor din viața lui. Și abia la sfârșit ne se dezleagă toate într-un final, într-adevăr, de aș spune, de simfonie nemaipomenită. Și m-a impresionat foarte mult cum eu, ca cititor, am dibuit problematica, problemele pe care le are Alex, pentru că este un roman psihologic foarte, foarte profund. Este una din atracțiile acestui roman care are și care se desfășoară pe mai multe paliere, adică este palierul istoric foarte, foarte, foarte dens și foarte prezent, dar este palierul psihologic, psihic, și este și un fel de roman polițist până la urmă. Iar ceea ce m-a impresionat este cum din autobiografia sau aceste scrisori autobiografice am impresia că Alex însuși nu știe seama cum este și abia la urmă, pe ultimele pagini, înaintea sinuciderii lui, el înțelege ce s-a întâmplat. El a înțeles care a fost relația lui cu Eno, că de fapt el a vrut să fie ca Eno și n-a reușit. A reușit să vadă care a fost relația lui cu Irmin, adică a vrut ca el să se dezvolte după modelul lui și tot n-a reușit și a creat nefericire și într-o parte și în cealaltă. Și trebuie să mai spun că fraza care pe mine personal m-a impresionat profund și cred că va impresiona orice cititor care se interesează de psihologia lui, de dezvoltarea lui, dar și a celorlalți, este, Oleg, fraza în care spuneai: noi ne trăim viața ca și cum ar fi o ciornă. Și am reușit cândva să o transcriem în curat și să o redactăm. Și cândva ne dăm seama că, de fapt, această șansă nu ne este dată. Mă cutremur dacă mă gândesc numai la această frază. Dar te felicit din toată inima și sunt foarte mândră că suntem prieteni și că am devenit cititoare. Mulțumesc! Sunt mai multe idei pe care mi le-ați ridicat așa una după alta. În primul rând, apropo de aceste câteva palieri de care vorbeați, da, este palierul științific, palierul, zicem, de istorie, puțin detectiv. Dacă mă gândesc inclusiv la nume, zicem, pe palierul psihologic, există numele Freud și e citat în câteva rânduri, inclusiv Alex îl citează, îl încearcă să vorbească cu Irmin despre. Pe de altă parte, pe palierul științific, avem pe Oppenheimer, avem pe Einstein și multe alte nume ilustre, partea detectiv, inclusiv prin felul în care ajung aceste caiete la el. Există permanent o intrigă și Oleg are această capacitate extraordinară de a nu se grăbi în scris, de a construi o narație punct cu punct. Și aici o să mă întorc la o idee pe care a emis-o ceva mai înainte. Doamna profesor Hedeșan spunea, domnia sa, că spre deosebire de proza de acum, Oleg are un alt fel de narațiune, are această patină istorică, are acest
savoir-faire de a construi pas cu pas și de a nu fi la zi, adică față de toate tendințele de ultime ore, Oleg ar fi ca și cum în contratim. Dar pe de altă parte, bănuiesc că acest contratim poate duce mult mai departe, pentru că e un roman care deschide un alt roman, un al treilea roman cea mai departe, adică sunt niște deschideri succesive de orizonturi. Și acum profit de ocazie ca să-l întreb pe domnul Claudiu Florian, care este scriitor, în primul rând, și este foarte interesantă pentru mine cum un scriitor de alte factură îl citește pe un scriitor de această factură, mai cu seamă că doamna Gaba ni spusese mai înainte despre écriture, despre scritură, care mi se pare și mie o mare cucerire a lui Oleg Serebran. Vă rog. Mi-am pus o întrebare elementară și am pus-o și lui Oleg. De ce a scris această carte? Pe urmă, înainte de a-i opune lui, într-o discuție avută după ce am terminat lectura, mi-am răspuns eu însumi la întrebare. Citindu-i primul roman din serie, îmi dau seama că, în primul rând, scrie nu pentru ego-ul personal, cum se practică astăzi în mare măsură între scriiturile și cei care scriu, că nu pot să le spun tuturor scriitori. Da? Deci nu scrie pentru el însuși, ci scrie pentru că are ceva de spus. Acest are ceva de spus merge pe două planuri. Pe un plan al familiei, dar al unei familii în sens larg, care probabil se bazează aici, așteptăm de la el mai multe detalii, probabil se bazează și pe o experiență proprie, o experiență a propriei familii urmărită cale de câteva generații în urmă, dar și în cadrul larg istoric, în acest nucleu de unde radiază toate acțiunile celor trei până acum romane ale sale, nucleu așezat în Bucovina. Ăsta e primul plan al răspunsului de ce a scris această carte. Pentru că are ceva și ceva într-un sens foarte consistent de spus. Pe de altă parte, îl muncește și pe el, ca și pe cei care vin dinspre părțile de unde se trage Oleg Serebrian, îl muncește istoria. Conștiința istoriei, faptul că acea zonă aproape necunoscută în Occident și ignorată, în același timp vitregită de istoria cu bătaie dinspre răsărit, are foarte multe povești care se cer documentate și spuse mai departe. Reușește să împletească microcosmosul local, dacă nu este un pleonasm, cu marea istorie. Și în romanul acesta aflat în discuție, marea istorie are și o componentă oarecum senzațională, necunoscută la vremea respectivă, pentru că era partea unui proiect ultrasecret, respectiv centrul de cercetări de la Peenemünde și programul spațial, se poate spune, german, programul rachetelor germane, care a pus bazele într-un context dramatic în cel al războiului, dar dacă se urmărește cronologic istoria acestui fenomen, a pus bazele programului spațial american și chiar și sovietic, lucrătorii, ceea ce este chiar menționat în roman și în notele de subsol, inginerii germani implicați, cei care au supraviețuit și au supraviețuit mulți, implicați în proiectul de la Peenemünde, fiind vânați cu mare asiduitate și de către americani și de către ruși pentru a-i pune să lucreze pentru ei. Acesta este contextul istoric. Acum, în ce privește primele impresii după terminarea lecturii, constat că sub aspectul tehnicii realizării există o bună vecinătate, fără a exista nicio formă de inspirație în plus față de această bună vecinătate la care mă refer,
vreau să spun că mai găsim din, la o primă privire în literatura română personaje care se plimbă de la un roman la altul și fac legătura dintre un roman și altul în opera unui scriitor. Mă refer la Titus Herdelea în romanele lui Liviu Rebreanu, în Ion și în Răscoala. Mă refer la al lui Parisianu în romanele lui Marin Preda, pornind de la Moromeții, ajungând la Delirul. Așa și Alex și Voldemort practic face legătura între romane, dar mă opresc aici pentru că nu, în rest nu sunt comparabile sub nicio formă romanele lui Oleg Serebrian cu cele menționate anterior. Este în orice caz un pas important pentru recuperarea unei istorie, repet, și locale și pusă într-un context care și pentru poziția României de atunci se cuvine cercetat și prezentat în literatură într-o formă mai largă. Mă opresc aici și în spațiul discuției o să revin. Mulțumim tare mult! Mi se pare foarte importantă această punere în context, pentru că, evident, citind și Cânticul Mare și deja mai aplicat Voldemort sau acum pe Contrasens, imediat încerc să stabilesc un fel de coordonată, pentru că literatura devine tot mai contextuală, nu poți lua aparte o carte, oricum face trimitere, mai cu seamă o carte în care miza intelectuală este una foarte evidentă. Nu vorbesc doar de acel IQ, dacă aș aduna toate personajele din carte, cred că avea un IQ nemaipomenit, pentru că toți sunt mari personalități, oameni din domeniul cercetării, etc., etc., dar și mă refer la IQ, dacă vreți, al scriitură, pentru că este o scriitură foarte inteligentă, care, spre deosebire, de exemplu, de Cântecul Mări, în care avea nevoie de subsoluri, a absorbit în interior toată informația. Nu mai simte nevoie de a da la subsol informația, dar ea se conține intrinsec în paginile acestei cărți. Nu pot să nu-l întreb pe Oleg, auzind ce ți-au spus stimații noștri vorbitori, dacă se recunoaște în oglinzele în care a fost citit acest roman, avem cel puțin 3 oglinzi acum diferite, și 2, care sunt pentru el câteva, zicem, mai mulți sau puțin modele de roman de acest gen, pentru că evident că nu este pe un teren viram. Da, sigur. Cum a spus și Claudiu, chiar și în literatura română sunt romane în care se țin lanț și eroii migrează dintr-un roman în altul. Eu m-aș fi gândit întâi de toate la Hortensia Papandat-Bengescu, o serie de romane în care eroii se țin lanț și fiecare roman este focusat cumva pe un erou care pare secundar în precedentul. Dar și în literatura germană și în cea franceză sunt astfel de modele, deși nu pot să spun că am urmat un model anume. E un procedeu destul de frecvent întâlnit. Cum spuneai și tu, Emil, sunt doi naratori și oarecum e ca și în romanul precedent, Voldemort, deși acolo erau doi naratori care vorbeau în aceeași perioadă și alternau, era alternativ. Aici, cum remarcase și doamna profesor Chedeșan, Voldemort constituie de fapt o ramă, un cadru, vorbește din perspectiva sfârșitului anilor 90 și cele 30 de caiete care, mă rog, sunt note autobiografice ale lui Alex. Deci este un alt tip de narațiune, pentru că din punct de vedere cronologic perspectivele sunt diferite, așezate diferit, și nu este un dialog. Ori în Voldemort era de fapt ca un dialog între Marta și Voldemort. Bineînțeles, foarte, foarte interesante observațiile celor trei vorbitori. Foarte, mă rog, nu pot să spun că adesea am fost întrebat sau deseori am fost întrebat ce am vrut să spun, dar inclusiv și Claudiu și au vrut să afle și motivația scrierii, motivul scrierii acestui roman. Bine, eu scriu și am mai spus asta din plăcere.
nu e, e o plăcere a, a scrierii. Există o plăcere a scrisului și o plăcere a lecturii. Unii vor să trăiască în alte lumi citind, alții vor să trăiască în alte lumi scriind. Eu îmi inventez lumile scriind. Nu mă uit la film, cum face foarte multă lume, care vrea să evadeze din, din realitate, realitate uitându-se la film sau, sau citind o carte. Cred că Fernando Pessoa era cel care, care spunea că viața nu ne este suficientă, ceva de genul ăsta, de asta căutăm literatura sau am inventat literatura. E interesant ce spunea Claudiu despre, cum să zic, istoria de, de familie sau familia ca sursă de inspirație, pentru că profesorul Bachmann a rămas cu impresia asta din romanul Cântecul Mării. Or, de fapt nu este așa, este în mare parte invent. Nu pot să spun că este, nu e nimic sau că e creat pe un teren totalmente viran, dar în mare parte este, adică e ficțiune, dar e o ficțiune bine lucrată și mă surprinde asupra faptului că este poate hiperrealist făcută încât mulți consideră că este adevărată. Asta este, cum să spun, plăcerea inventatorului, inventarea unei realități virtuale, prezentarea ei în așa fel încât să pară foarte veridică. Și explic acest fenomen care e oarecum hipnotic, prin precizie, prin precizia locurilor, prin descrierea exactă a timpului, prin descrierea exactă a anumitor locuri, care dă impresia că dacă se face trimitere la gara Anhaltului și la restaurantul putare, înseamnă că e real. Nu vorbești despre un loc oarecare, o gară oarecare, o plimbare printr-un oraș oarecare, care îți lasă sentimentul de ficțiune. În momentul în care abundă textul de lucruri precise, hipnotizezi cititorul. Adică cititorul la un moment dat începe să creadă, să piardă frontiera dintre ficțiune și dintre și realitate. Bun, vreau să spun că întâi de toate, cum spunea și Anneli, am vrut să fie un roman istoric, un roman despre o perioadă care mă interesează foarte mult, perioada celui de-al doilea război mondial, și acest palier istoric este foarte important. Și mulți îl vor citi ca pe un roman istoric, adică vor vedea în acest text strict un roman de, mă rog, care descrie o perioadă istorică, cu elemente din istoria politică sau istoria militară sau cea a științei. Unoară conflictul dintre Einstein și Hilbert, un personaj în mare parte uitat decât poate matematicienii îl mai țin minte, sau, mă rog, sigur îl țin minte pentru că medalia cea mai importantă în matematică rămâne în numele lui Hilbert, și discuțiile mai continuă Hilbert sau Einstein, a fost cel care a descoperit teoria relativității. Am vrut să redau o atmosferă, atmosfera Göttingenului din perioada interbelică, o atmosferă a Germaniei din perioada celui de-al doilea război mondial. În ce măsură mi-a reușit, asta rămâne de văzut. Legat de personaje, sigur că o mare parte din personaje sunt personaje reale, sunt personaje istorice, mai ales cele din lumea științei. Altele, cum ar fi, bunăoară, Hugo von Arnsberg, este un personaj semireal, pentru că este un prototip real, nepotul feldmareșalului Brauchitsch, ofițer în Abwehr, conte, dar și care s-a sinucis într-adevăr la 20 iulie 1944. Dar m-am ferit să-i dau numele pentru că era un personaj prea vizibil în roman și m-am ferit de familie, întâi de toate. Îl puneam în situații în care nu știam, familia va accepta sau nu va accepta să apară dânsul. E întotdeauna complicat să lucrezi cu personaje reale în ficțiune prea mult. De asta personajele reale din romanul meu sunt destul de, sau mă rog, pe locuri secundare. Acum însuși Alex, cum am spus în câteva rânduri, este creat printr-o încrucișare, câteva biografii reale, în primul rând cea lui James Matthew Barry și Alex von Randa, într-o măsură mai mică, generalul Fritsch, tot ce ține de secvența cu Sachsenhausenul, se bazează din viața generalului Fritsch, adică sunt, e o secvență foarte sau bine documentată. Legat de Peenemünde, vreau să spun că, într-adevăr, un german din Austro-Ungaria,
care în 1919 devine cetățean român, Hermann Oberth, a lucrat într-adevăr la Peenemünde. Deci nu e Alex von Randa, ci Hermann Oberth, germanul din România care a lucrat acolo. Cel de-al doilea palier este, cum s-a remarcat, palierul psihologic, care, mă rog, unora le este mai interesant decât cel istoric. Și pe acest filier, pe acest palier psihologic am urmărit, de fapt, câteva cărări. Primul este complexul arturian, complexul tatălui detronat. Irmin Heiser este un tată detronat. Frustrarea lui în comparație, atunci când se compară cu Alex, felul în care este perceput și văzut de propriul fiu, Wolf, care are o admirație pentru Alex și care are un fel de, nu pot să zic de desconsiderare pentru taică său, pentru faptul că n-a reușit să fie un om de succes. Dar modelul lui este Alex. Orice tată își dorește ca să fie model pentru fiul său. Mm-hmm. Ăsta este unul din elementele acestui roman. Una din cauzele conflictului dintre Irmin și Alex este această rivalitate latentă dintre ei pentru simpatia lui Wolf, care într-un fel este un băiat cu doi tați la un moment dat, putem să spunem așa, unul spiritual și altul biologic. Am urmărit de asemenea o altă idee, a fost să urmăresc un drum spre sinucidere. Or, psihologia sinucidere este ceva care preocupă, care mi este interesant, cum ajunge un om să se sinucidă. Da? Nu știu în ce măsură mi-a reușit să redau etapele acestui drum, pentru că este foarte important, e un drum lung. Și m-am surprins citind mai multe articole, teze despre sinucidere. M-a interesat mai ales partea finală, cum se ia această decizie și cum se înfăptuiește o sinucidere. Iarăși, nu știu în ce măsură am reușit să redau acest lucru. Partea, sau cea de-a treia cărare, dacă pot să spun așa, este, da, pe contrasens, e un roman despre homosexualitatea latentă, despre o homosexualitate reprimată. Însă, nu e vorba de Alex, cum vor crede 99 de cititori din 100. E vorba de Irmin. El este cel care are o homosexualitate reprimată. El este cel care intră în conflict cu sine, cu el însuși. Și acest lucru transpare din două, trei fraze. Inclusiv Ingo, la urmă, spune: tata a ținut la Alex mai mult decât a crezut. Apoi, În câteva locuri este foarte clar că Irmin este într-o luptă permanentă cu el însuși. Atunci când Alex remarcă că Irmin s-a temut tot timpul că nu este suficient de masculin. Este frica celor care sunt afectați de acest tip de... Și fiecare, se spune că fiecare al treilea sau chiar al doilea bărbat este afectat de o homosexualitate latentă, reprimată, neconștientizată. Or, Irmin probabil că nici nu conștientiza această homosexualitate și lupta cu el însuși, vroia să scape de Alex. Pe tot parcursul romanului, de fapt, vrea să scape de el. Dorința de a-l înlătura este atât de mare, dar îi lipsea motivul, îi lipsea o motivație. Motivul apare la urmă. Deci, el a crezut că s-a eliberat de Alex în sfârșit, că și-a regăsit condiția masculină la care aspira, liniștea lui de bărbat. Or, de fapt, n-a fost așa și, cum remarcă și Ingo, timp de 10 ani, de fapt, probabil că s-a gândit în fiecare zi la Alex, cum spune Ingo la sfârșit. Deci, mă rog, sunt câteva elemente care fiecare poate ar merita un roman aparte. Am făcut un amalgam, nu știu în ce măsură a fost util pentru scriitor, dar cred că a fost interesant pentru cititor. Or, fiecare își alege ce vrea. Unul citește un roman de atmosferă, altul citește un roman psihologic, cel de-al treilea citește un roman istoric. Pentru mulți, sau pentru cei mai mulți, sper să fie pur și simplu un roman interesant. Acum, ultimul lucru pe care vreau să-l spun, pentru că mă întreba asta și Claudiu, când te-ai gândit la subiect, subiectul este gândit de foarte multă vreme.
O să dau citire la câteva pasaje din Cântecul Mării. Cântecul Mării fiind un roman scris în 2008-2011, în care, de fapt, e redată esența pe contrasensului. La Berlin Tună. În octombrie 1942, Alex Randa s-a sinucis. I se întâmplase ceva teribil și nimerise într-un rușinos lagăr de concentrare. Era unul dintre cei mai promițători ingineri constructori din Germania. Werner von Braun, deși nu-l prea agrea, intervenise personal pe lângă Speer și Kaltenbrunner pentru a-l elibera. Avea nevoie de el. Astfel, lagărul a fost schimbat pe un fel de arest la domiciliu. Revenise la biroul lui din Peenemünde, dar imediat după ce s-a convins că racheta aia blestemată s-a ridicat până unde trebuia, fu găsit mort în locuința sa. Asta e scris în Cântecul Mării cu 10 ani în urmă. Referitor la, cum să spun, caracteristicile psihologice ale lui Alex, ele se regăsesc de asemenea în Cântecul Mării, adică e încă o dovadă că ideea pe contrasensul era pregătită de foarte multă vreme și am avut, cum să spun, anumite îndoieli care roman trebuie să fie primul, Voldemar sau Cântecul Mării sau pe contrasens. Niște băieți nemaipomeniți, frații mei, își zise ea, uitându-se cu dragoste la cei doi tineri chipeși din fotografii. Fabian e mai hotărât, îl prinde foarte bine uniforma de ofițer. Alex era mai fin, mai sensibil și hainele militare îi se potrivesc mai puțin. Are o privire tristă aici, a fost întotdeauna cam melancolic. E una dintre ultimele lui fotografii. Și în Voldemar, trecuseră mai bine de 2 luni de la moartea lui Alex, circumstanțele sinuciderei căruia nu mi-au fost pe deplin clare niciodată. Era cu 15 ani mai în vârstă decât mine, dar mi-a devenit cel mai apropiat om, fiind unicul membru al familiei care acceptase căsătoria mea cu Filip. Am avut față de el o iubire aproape incestuoasă, îmi dau seama de asta abia acum. Lucrase o vreme la Universitatea din Göttingen, pe care o și absolvise, apoi începuse războiul și fu trimis pe insula Usedom, la Peenemünde. Nu avea o relație prea bună cu baronul von Braun, deși acesta îl respecta pentru competență. În vara lui 1942, cineva a trimis la Gestapo pe numere Hauptsturmführerului SS Erich Jakob un denunț în care era vizat baronul doctor inginer Alex von Randa. Nu știu ce conținea exact acel mesaj, care, așa cum s-a aflat repede, fu scris de cel mai apropiat prieten al lui Alex. Ceva mă face să nu vreau să știu niciodată ce era scris acolo. Cercetările preliminare n-au fost pe deplin favorabile lui Alex. Fu trimis pentru investigații psihiatrice suplimentare într-un lagăr de concentrare, dar în apărarea lui interveni von Braun și chiar ministrul imperial Speer, dându-i se astfel posibilitatea să mai lucreze câteva luni sub supraveghere. La 3 octombrie 1942, noaptea, s-a sinucis. Deci, de fapt, era... Totul a fost anticipat și prevăzut și încă în romanele anterioare. Adică ideea, schița romanului este foarte veche. Și, am zis că intervin oleg. Țin minte foarte exact atunci când citeam și Cântecul Mării și după aceea Voldemar, că într-un fel, cu ghilimele de rigoare, mă împiedecasem de acel Alex von Randa, mai ales de sinuciderea lui, pentru că atunci mi-am spus că se conturează un personaj foarte pregnant și eram aproape sigur că nu-l vei lăsa de izbirește undeva într-un fel de cimitir simbolic. Deci, absolut. La pagina aceea și după aceea am avut confirmare odată în plus deja în Voldemar când vorbește Marta de acei 15 ani diferență și cumva rememorează dintr-o perspectivă mai aproape ghilimele iarăși de rigoare, aproape incestuoasă această relație. Da. Un fel de frate care este un fel de frate ideal pentru că are toate trăsăturile și este într-adevăr un personaj excepțional din toate punctele de vedere, inclusiv prin asumarea până la capăt a unei condiții, pentru că spre deosebire de Hilbert, el își asumă deci tot ce face Alex, chiar dacă are dubii, chiar dacă are un fel de permanent război psihologic cu sine însuși și acele izbucnirele lui, oricum el le amortizează. Le până la așa este. Le impregnează deci le, și le asumă. A trecut uimitor de repede, dar nu avem, deci nu ne despărțim până nu vă rog pe fiecare să spuneți pe final o recomandare, bun, nu în 2-3 cuvinte, așa mai cum simțiți nevoia, de ce această carte nu este de ratat, de ce pe contrasens trebuie să intre într-o bibliotecă și să se așeze pe masă și dacă vreți chiar pe noptiere, pentru că este o lectură care face bine. Vă rog, doamnă profesor. Mi este greu să fac rapid o asemenea recomandare.
Însă, cred că deja se desprinde din ceea ce s-a spus aici, ideea că pe contrasens construiește o lume complexă în care orice cititor poate intra și poate afla de acolo foarte numeroase lucruri. Este îmbrățișat cumva de lumea respectivă, care e o lume care nu are un singur fir narrativ, ci în care se construiesc numeroase fire narrative, unele dintre ele la distanță. Aș vrea să mai spun însă că a fost amintit aici, domnul Claudiu Florian a făcut acest lucru, a fost amintit Rebreanu. E una din afirmațiile pe care toată lumea le învață despre Rebreanu, că opera lui Rebreanu începe să capete sens doar de la 100 de pagini în sus. Ei bine, pe contrasens, ca și celelalte cărți ale lui Oleg Serebrean, nu trebuie neapărat parcurse pe sute de pagini, pentru că textul este bine făcut, textul este dens, este plin de sugestii și faptul că în ultimele luni Oleg Serebrean postează mereu mici secvențe, în principal din Voldemar, pe Facebook, iar textele acelea vorbesc cumva prin ele însele, acesta este un semn pentru faptul că avem de-a face cu un autor care construiește o lume, dar este mereu atent și la nuanțe. Și în sfârșit, dar nu în cele din urmă, în toate cărțile sale am mai remarcat o componentă extrem de puternică, și anume această asociere cu textele muzicale. Am prietene care, după ce citesc unul sau altul dintre aceste texte, ascultă vreme de câteva zile interpretări celebre ale pieselor muzicale la care în felul acesta se face aluzie. Aș avea numeroase recomandări punctuale, dar rămâne și pe seama cititorului să aleagă de ce îi place Oleg Serebrean. Vă mulțumesc foarte mult! Doamne Gabă, ne-ați spus mai înainte că deja vedeți cumva acest roman tradus în germană. Ce i-ați spune cititorului german, care oricum are alte referințe, are alte modele, și bănuiesc că și alt orizont de așteptare față de un autor care vine din Est? Cum ați recomandat această carte? Raif este într-adevăr ceva special, pentru că noi suntem obișnuiți cu diversi autori germani, mai ales printre istorici, acum revin, dăm tot mai mult și de istorici americani sau englezi, de exemplu, Claudiu știe mai multe despre acest lucru, care vorbesc de războiul, cel de-al doilea război mondial. Însă, de foarte puține ori, această istorie este scrisă și din punct de vedere a celor care au suferit foarte mult războiul declanșat de Germania, trebuie să o spunem, mai ales noi germanii. Și ne gândim mai ales la victimele pactului Molotov-Ribbentrop, respectiv, cum se spune în Germania, Hitler-Stalin pact, care nu este, cum să vă spun, tratat ca punct principal, însă totuși și în, pe contrasens ne dăm seama de ce Germania avea interese mult mai mari în România, adică câmpurile de petrol de la Ploiești, pentru a face anumite mișcări pe care, de exemplu, Alex le-ar fi dorit. Deci, eu aș spune că sensibilitatea și înțelegerea lui Alex, atât pentru partea germană, competența de a analiza aspectul german, dar în același timp și aspectul polonezilor, nu numai a românilor, a celor din Ucraina, chiar și a celor din Rusia, pe de altă parte însă și
suferința soldaților germani care sunt trimiși într-un război unde sunt măcelăriți, cum spune Oleg. Și trebuie să spun, Oleg, că am fost foarte mișcată de scena unde Alex vorbește, unde Wolf îi scrie lui Alex cum tinerii soldați trimiși în luptă prima seară sau a doua seară plâng în camerele lor. Și îmi amintesc un foarte bun prieten care a fost și el trimis în războiul, al doilea război mondial, și mi-a povestit chiar în locul unde ne aflam în momentul acela, că în acea mare sală de gimnastică unde erau deja ținuți soldații tineri care trebuiau să plece pe frontul de est și plângeau cu hohote și el nu știa cum să le calmeze. Da, exact. Deci m-a impresionat foarte mult lucru și cred că acest lucru ar trebui și ar putea într-o traducere bună să impresioneze pe cititorii germani, dar cititorii români oricum trebuie să citească cartea. Mulțumesc. Un cititor român din Germania, domnul Claudiu Florian, vă rog, cum ați prezenta această carte la ICR Berlin, de exemplu? Aș face scurta precizare că sunt un român din România, scriitor, rămâne de dovedit în continuare, momentan detașat în Germania. Da, în ce privește o privire de ansamblu, o frază rezumativă despre volum, este exact cea pe care am spus-o și autorului imediat după încheierea lecturii. A reușit să scrie o carte grea, care se citește ușor, și a reușit să, pe parcurs, să facă imprevizibilă o poveste cu final așteptat. Această împletire rămâne să o descopere cititorii, împletirea între drama personală și drama colectivă. Doamna Gabani a menționat mai devreme acea superbă analogie pe care autorul o face la un moment dat și pe care fie-mi îngăduit rezumativ aici să o citesc. Mi-am însemnat-o, am obiceiul când citesc o carte să arate așa. Cam așa fac. Da. Spune autorul, de fapt, prin vocea personajului principal: în viață ne ține fie dragostea și grija pentru cineva, fie sentimentul unei datorii, certitudinea unei meniri. În momentul când constați că nu ai nici una, nici cealaltă, ajungi la punctul zero, descoperind abia atunci că moartea e o fatalitate, iar viața o șansă unică. Cât suntem tineri, nu percepem în ce măsură nașterea noastră a fost un accident improbabil și nici măcar faptul că odată născuți, moartea ne așteaptă neîndoielnic. Ne trăim anii cei mai buni, ca și cum am scrie viața pe ciornă. Îmbătându-ne cu iluzia că va veni odată un moment, marele moment al vieții noastre, când o vom așterne pe curat. Și numai când începem coborârea, realizăm că viața se trăiește într-o singură redacție, de la început până la sfârșit. În acest sens, este absolut recomandabilă cartea și nu pot decât să-l felicit pe autor și să aștept următorul volum. Mulțumesc tare mult! O să spun două cuvinte și eu pe final, înainte de a ruga pe Oleg să mulțumească sau să spună, mă rog, să facă spune că va scrie în continuare. Vă spune următorul lucru. Ne cunoaștem, coleg, dacă îmi amintesc bine, de la un simpozion sud-est în care domnia s-a avut o intervenție, da? O comunicare prezidată de Sorin Alexandrescu, un prieten foarte vechi al nostru. Atunci l-am remarcat, eram deja un scriitor cu cărți, Oleg venea din domeniul universitar, diplomatic. Tot ce s-a întâmplat în niște ani, și sunt cel puțin două decenii de atunci, a fost 25 de ani. Poftim? Cam 25. Peste un sfert de veac, să zicem așa, convențional.
ne-am apropiat în mai multe rânduri și ca autor și, mă rog, relația foarte specială care se creează între un redactor și un autor. Am scris despre cărțile domniei sale, am prezentat niște cărți la Radio Europa Liberă și permanent am fost, și asta în mod special țin să remarc, am fost cu Oleg per tu și în sensul de spirite, adică a fost o turire fraternă, iar acum, pentru prima oară în viață, dați-mi voie să-i spun excelență, dar ca scriitor, nu ca diplomat. Te rog frumos să primești acest titlu din partea mea, excelența ta, Oleg Serebrean. Mai convins, abia aștept să merg mai departe cu tine, așa cum știi să mă duci în niște orizonturi extraordinare. Te rog frumos să spui și tu un cuvânt ca să ne luăm rămas bun cu zâmbetul pe buze. Mulțumesc mult, dragă Emil. Mulțumesc mult celor trei vorbitori. Mă rog, o oră este prea puțin pentru a discuta o carte de 520 de pagini și cred că nici eu nu ne-am structurat foarte bine, foarte bine discursul, poate a fost un pic haotic și sper că asta nu va descuraja cititorul. Sper foarte mult că, mă rog, textul, cartea nu va dezamăgi. Și mă rog, sper că asta îmi va da curaj să scriu și alte cărți, pentru că ca redactor știi bine cât de ezitant sunt. Întotdeauna am îndoieli față de ceea ce fac și de calitatea textelor pe care le prezint editurii. Sunt șovăitor, le scot, am mai recidivat și de data asta cartea apărea și am retras-o din editură cu gândul că ceva mai trebuie schimbat, corectat, ajustat. Mă rog, este o amprentă autorului. Nu ești singur în sensul acesta. Am pățit și eu, mi-am retras odată o carte chiar din tipografie. Deci, păi și eu din tipografie. Și la capitol să ne tutuim. Țin să mulțumesc o dată în plus colegilor și prietenilor noștri de la Cărturești pentru că ne găzduiesc de fiecare dată. Avem deja o serie întreagă de lansări pe Zoom. Sper foarte tare că odată și odată se va încheia și această covidenie nenorocită și o să ne vedem la lansări adevărate în librării pline, fie la București, fie la Berlin, fie la Chișinău. Cred că acest gen de carte este așteptat pretutindeni. De fapt, este o carte care se înscrie pe meridianul european, dacă doriți. Sper să ne revedem și de acum înainte cu cărțile pe masă. Mulțumesc foarte tare și o seară bună în continuare. A fost mulțumesc mult tuturor. Mulțumesc mult. O seară bună. La revedere. La revedere.